acopere toate prostiile, toate greșelile, toate furăciunile, aproximativ 22 de milioane de euro, bani care provin din bugetul de stat. Ca să-i pupe în fund. Măi, domn Horică, ai timp să te uiți și la genul ăsta de produse? Bine ați revenit la bucătăria de acasă. O să facem în seara asta spaghete. Dar este vorba de spaghete făcute după rețeta mea. În atâția ani de zile în care am făcut spaghete, până la urmă am ajuns la un mix de ingrediente, de condimente, care mă face să cred că spaghetele astea pe care le gătesc eu sunt foarte, foarte bune, mai ales că toți prietenii care au mâncat de-a lungul timpului au spus același lucru, că sunt cele mai bune spaghete pe care le-au mâncat. Cor fi zis așa, ca să nu mă supăr sau să nu mă deranjeze pe mine, dar parcă prea mâncau cu poftă. Între timp, după ce am spus data trecută că o să-mi cumpăr un vas wok, un prieten foarte bun și mulțumesc pentru asta, mi-a făcut cadou o tigaie wok pe care o să o folosesc chiar astăzi. Ca și ingrediente, niște bacon din producția proprie, care l-am fiert, nu l-am afumat, l-am fiert cu puțină sare și cu zeamă de varză din varza murată de mine, ardei gras, ardei capia, niște ciuperci șampinion pe care le-am tăiat, piper, sare, cimbru, două lingurițe și aici am amestecat coriandru cu busuioc, două cepe, morcov ras, am pus și două lingură de rădăcină de pătrunjel rasă și, bineînțeles, usturoi, roșii în bulion făcute în casă, vin roșu, coniac, apă dacă va fi nevoie, spaghete fără gluten și să dăm, și niște ardei iute pentru cei cărora le place să mănânce mai iute, puteți să puneți în funcție de cât de iute vreți să fie spaghetele. Am pregătit tot în afară de usturoi și am zis să-l tai în fața voastră pentru că vreau să vorbesc despre două informații, două știri pe care le-am citit zilele trecute, care, mă rog, pot avea legătură între ele. Am văzut o știre în care se spunea, se lăuda guvernul că va acorda 6 milioane de euro pentru toți cultivatorii de usturoi din România. Este o sumă foarte mică. Gândiți-vă că la un hectar producția medie de usturoi este de, hai să zicem, 6-10 kg. 3.000 de euro pe hectar este o sumă foarte mică care nu îi va ajuta pe producătorii români de usturoi să se bată cu usturoiul care vine din China sau din alte țări și care este foarte iute și foarte toxic. De 6 milioane de euro, atâta generozitate a avut guvernul format din PSD și PNL și guvernat și condus de Iohannis. A doua informație este legată de sumele pe care cele două partide le-au folosit în 2021, în 2022 și în primele 3 luni din 2023 pentru cheltuieli cu presa română și străină. Și să vă dau cifrele care sunt luate de la Autoritatea Electorală Permanentă. În 2021, 2022 și primul trimestru din 2023, PSD a cheltuit pentru presă, adică bani dați la presă prin diverse forme, aproximativ 22 de milioane de euro, bani care provin din bugetul de stat. PNL-ul, în 2021, 2022 și în primul trimestru din 2023, a cheltuit pentru presă 14 milioane de euro. La producătorii de usturoi, ei dau 6 milioane de euro. Pentru că le ajunge. Ce interesează pe ei
fermierii români. Nu discutăm de sprijinul pentru celelalte categorii de fermieri. Pentru usturoi. De ce credeți că dau ei atât de mulți bani de 2 ani și jumătate la presă? Ca să-i pupe în fund. Și ca să le acopere toate prostiile, toate greșelile, toate furăciunile și să-i laude cât de bun sunt ei în condițiile în care românii o duc din ce în ce mai rău. Am vrut doar să vă dau aceste informații, faceți ce vreți cu ele, doar să nu le uitați. Și acum să începem să pregătim aceste spaghete așa cum le fac eu și îmi plac foarte mult. Usturoiul, ăsta e usturoi verde care e foarte bun. Îl tăiem. Îl tăiați cum vreți dumneavoastră, mai bine, cum vă place. El oricum se va muia, adică nu se vă deranjeze. Este important ca el să-și lase aroma lui specific. Deci, adunați banii, fac o socoteală acum, 36 de milioane de euro a dat PSD și PNL din banii primiți de la bugetul de stat pentru presă, ca să-i laude cât de buni sunt ei. O fi bine? Nu o fi bine? Dăm drumul la foc pentru această tigaie minunată, tigaie ochi. Îi mulțumesc prietenului meu pentru cadou pe care mi l-a făcut și prima dată punem baconul. Depinde ce calitate are baconul, cât de gras e, cât de bine își va lăsa grăsimea și câtă grăsime își va lăsa. Ăsta e motivul pentru care eu am și ulei pregătit, în cazul în care vedeți că nu e suficient, mai completați cu ulei, că nu e nicio problemă. Focul nu trebuie să fie puternic ca să aibă timp baconul să își lase untura, grăsimea. Untura, de fapt, că asta e. S-a făcut foarte bine, acum punem ceapa. Punem și usturoiul care este foarte bine subvenționat și ajutat de către guvernul PSD PNL Iohannis, care le dă 6 milioane de euro în comparație cu cele 36 de milioane de euro pe care ei le-au cheltuit doar în 2 ani și 3 luni de zile. Gândiți-vă cât o să mai cheltuie, câte zeci de milioane de euro să mai cheltuie cu presa care să-i arate cât de frumoși și buni sunt ei. A, tot așa, am mai citit o știre că a făcut PSD-ul o scrisoare deschisă către cancelarul Austriei atunci când și-a bătut aia joc de noi să nu ne lase în Schengen, pe care, bineînțeles, n-a băgat-o nimeni în seamă. Dar ca să o preia un ziar din Austria, au plătit și ei 16.500 de euro. Bineînțeles că i-au și scris acolo că e publicitate, adică e articol plătit. Credeți că PSD-ul a avut vreodată impresia că cancelarul Austriei sau cineva va citi scrisoarea? Nu. Au plătit 16.500 de euro unui ziar din Austria, pentru ca după aia presa pe care ei o plătesc cu bani grei să rea România, să spună, uite, până și presa internațională spune ce spune PSD-ul. Un teatru ieftin, o minciună permanentă. Dar
cine știe, s-ar putea ca a mia oară la român să țină treaba asta. Punem morcovii și acea lingură de rădăcină de pătrunjel. Punem ciupercile. Punem ardeii. Repet, este vorba de 4 porții, deci pentru 4 oameni care mănâncă bine. O să punem puțină apă. Punem vinul roșu. Tot de la prietenul Mădălin. O să pun cimbru, 2 lingurițe. O linguriță coriandru, o linguriță busuioc. O linguriță de piper, boabe, puteți spune mai mult. Punem coniacul. Aici este zeama de la un sfert de lămâie. Am un prieten, Rafael, Rafael Iene se numește, care locuiește în sectorul 5. Un prieten bun al meu, un băiat pe care îl cunosc de mult și pe care îl apreciez foarte mult. Și care odată a mâncat astfel de spaghete și m-a rugat să mai fac o dată rețeta asta și să o postez. Bineînțeles că Rafael așteaptă să mănânce spaghet. Așa că, Rafael, ți-am ascultat rugămintea și uite, prezint această rețetă. Acum mai punem puțină apă. Și lăsăm la foc mic 10 minute. Au trecut 10 minute. Acum punem roșiile în bulion. Acum punem sarea. Pentru cei cărora le place mâncarea mai piperată, acum e momentul să puneți piper proaspăt măcinat.
Cu ardeiul mai așteptăm, mai punem puțină apă, pentru că trebuie să o ținem la foc mic 30 de minute. Punem capacul și vreau să mai abordez un subiect. M-a convins cineva, un prieten, ca să folosesc bacon din comerț pentru aceste spaghete. L-am ascultat și mi-a adus el. Am pus aici etichete pe firmă și astea sunt cubulețele de bacon. În regulă. Am citit ce scria acolo și scria produs fiert și afumat. Oameni buni, dacă este și fiert și afumat și stă la frigider, nu are voie să se umfle așa. Așa că îi zic lui domnul Horia Constantinescu de la ANPC, măi domn Horică, ai timp să te uiți și la genul ăsta de produse, genul ăsta de alimente, pentru că s-ar putea să fie oameni care să nu-și dea seama că atunci când se umflă așa ceva, sau se umflă în felul ăsta, ce e înăuntru e stricat. Crezi că ai timp așa printre două aroganțe, printre două bășcălii? Ce zici? Ia încearcă. Sosul a rămas la foc mic, între timp a dat în clocot apa pentru paste. Punem 4 lingurițe de sare pentru că avem 400 de grame de spaghete, 100 de grame de porție. Amestecăm sarea. Am paste fără gluten. Sigur că puteți folosi paste normale, dar eu vreau să gătesc fără gluten. Acum, la sos. Acum punem ardeiul iute. Acum nu mai e nevoie să punem capacul pe tigaie. Așteptăm să se facă pastele, cum scrie pe pachetul de paste, cu un minut mai devreme. Spaghetele sunt gata. Le punem în tigaie. Nu trebuie să le scurgeți foarte bine pentru că apa în care au stat spaghetele ajută ca ele să se integreze mai bine în sos. O să vă spun și ce spaghete sunt astea. Spaghete făcute din hrișcă. Hai că le-am luat pe toate. Mai pun puțină apă de aici de la spaghete. Și acum hai să le amestecăm. Rafael la geam. Uite cum se uita lupul la iezii caprei. De poftă. Spaghetele sunt gata. M-aș bucura mult să gătiți felul ăsta de spaghete, dar exact așa cum v-am arătat. Și dacă respectați tot ce v-am arătat eu, vă rog să-mi trimiteți comentarii. Vă mulțumesc, împreună am gătit niște spaghete foarte bune, delicioase și până la următoarea rețetă vă doresc numai de bine.